Salutare camarazi, salutare și bine v-am regăsit la un nou replay. În episodul de astăzi îl avem din nou pe Greuceanu, care a jucat pe Grile 15. A avut ca și hartă, de data asta un defense, deci a trebuit să-și apere baza. Greuceanu a jucat în Pluton cu încă doi colegi de-ai lui, cu care a jucat pe FV 4005. Și un Object 907. Totodată astăzi, dragi prieteni, al nostru Greuceanu serbează și ziua de naștere. Prin acest clip și cu această ocazie țin să-i urez la mulți ani și tot ceea ce îți dorește. Și să rămână așa, cum l-am cunoscut noi, un om deosebit, un om cu bun simț, cu caracter. Bun, hai să ne întoarcem, să lăsăm lauda la o parte și să ne întoarcem aici la meci. Greuceanu l-a focusat acolo pe RHM și de data asta îl scoate. Un shot și o poziționare foarte bună aici pentru posibile light-uri care vin acolo pe mijloc. În momentul de față, un avantaj în plus pentru că echipa adversă a rămas fără light. O poziționare foarte bună și un blind acolo la boschet, în zona unde stau TD-urile. În acest meci, Greuceanu a făcut 8000 și ceva damage. O să vedeți pe final că o să indice indicatorul de damage aici undeva la 7000 și ceva. Din păcate nu am poza de final, nu am screen-ul de final, dar per total a fost 8000 și ceva damage. A intrat foarte multe shoturi la blind. E foarte important să dați blind-uri acolo unde sunteți siguri că stau tankuri și unde sunteți sigur că zona respectivă este tank la snipe. De multe ori se întâmplă la finalul meciului să aveți o grămadă de damage în plus din acest motiv. Bineînțeles, dacă știi și exact unde stau, unde se face campul. Aici un nou shot, foarte frumos pe 277. Cam multe tankuri acolo încearcă push-ul, dar totodată și medile intră pe zona de mijloc. În acest moment TVP-ul scoate și light-ul, ultimul light care a rămas în joc. Iar de acum toată treaba de spot se va duce pe medii. De obicei aici echipa adversă încearcă să facă push-ul, un push masiv cu heavy acolo sus. Și este foarte multă carne de tun aici. Un rol foarte important ce l-a avut Greuceanu în acest meci. Am urmărit meciul de câteva ori și am analizat așa cu amănuntul fiecare poziționare, fiecare schimbare de poziționare pe hartă. Cred că aici a făcut cel mai frumos rol de TD-ul suport, ceea ce și este Grila, un sniper suport care te uimește de fiecare dată acolo când apare în acele puncte în care nu-ți dai seama că ar fi Grila acolo. Și e drept, Grila a mai suferit ceva modificări pe parcurs, nu mai este acea Grila de acum câțiva ani în urmă, care era, după părerea mea, cel mai bun TD-ul. Dar încă n-a rămas un TD-ul rău, încă e jucabil și încă se poate face treabă faină cu el. Un shot aici după E5, un shot care nu și-a atins ținta. E5-ul rămâne în continuare acolo, este băgat cumva în spatele heavy-lor care au făcut push-ul acolo. Iar Greuceanu încearcă aici să-l focuseze, cu siguranță știe că E5-ul nu o să stea acolo în groapă, va încerca să urce, ceea ce și face în momentul ăsta și primește mare pachet după ureche. Mi-a dat pachet! În continuare pe mijloc, TVP-ul și UDS-ul încearcă acolo să lumineze flancul pentru tankurile de pe snipe ale lor. Din nou relocare pentru Greuceanu. Se relochează aici în spatele heavy-lor pentru a da suport. Destul de gol sectorul de mijloc, de acolo unde se strecoară în acest moment TVP-ul. Spota Greuceanu aici și s-a ferit de proiectilul IS-7-ului, parcă ar fi fost Matrix aici, s-a lăsat așa pe spate. Îi și văd pelerina
Greuceanu din spate, atârnându-i așa. Focus acolo pe S-Conqueror. E 100, cere suport aici. Din partea TD-urilor. Are un IS-7 deasupra, un S-Conqueror care încearcă să facă push-ul pe flank și un posibil mediu acolo care să-l focuseze, un TVP. Cade FV-ul în momentul ăsta. Bulgăraș a căzut, Bulgăraș s-a topit aici. Shot la S-Conqueror. Frumos shot-ul. E5-ul în continuare periculos aici pe zona de crater acolo. Încă ține aici, o pune rezistență. IS-7-le îl încalță de data asta pe Greuceanu. I-a suflat în tort aici. Zbeară, păi, dar ce înseamnă asta? Unde suntem? În jlung? Unde suntem? Un blind total lui IS-7. Greuceanu în continuare e focusat pe E5. Iau talerea cu că nu intră, băi, când nu vrea RNG-ul. Nu vrea, poți să-i dai pixel dacă dorești. Nu intră. God, please, no! 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 În continuare, echipa adversă încearcă să pușeze baza, încearcă să intre cât mai mult înspre interiorul bazei. Foarte bine, în schimb, să apără aici echipa lui Greuceanu. Multe meciuri pe genul ăsta de hărți am văzut că se pierd din cauza faptului că jucătorii nu știu ce trebuie să facă aici. În momentul ăsta se face doar camp aici, pentru că ești în defense, trebuie doar să aperi. Echipa adversă va trebui să vină pe bază. Iar de multe ori constat că jucătorii care trebuie să facă defense-ul de fapt nu fac altceva decât să arunce la bătaie, să moară pe rând și atunci să dea posibilitatea echipei adverse să cucerească. Artileria trage după E5 și nu-i dă nici măcar stun. Nu-i tras, dar și prieteni, dacă aveți și voi un replay și vreți să-l încărcați aici pe canalul nostru de YouTube, puteți să-mi trimiteți replay-ul vostru pe adresa de mail pe care o găsiți în descrierea fiecărui clip. De preferat ar fi să trimiteți clipul prin WeTransfer ca să pot să-l iau complet. Aici s-a văzut râtul la foș. Iar Greuceanu l-a pedepsit, i-a îndoit nasul după colț. Puteți să-mi trimiteți clipul pe unui transfer pe adresa mea de mail și dacă aveți și un screenshot de final la meciului e și mai bine, pentru că putem arăta în astfel poziționarea și toate cele de la final. Aici un shot la IS-7 fără pen. Acele shoturi tipice pentru tancurile rusești când prinde în zona, proiectilul când prinde în zona de șenile. Încă un shot aici, de data asta Cuba 3003 s-a dus direct în Cuba. După ciuperci. FV-ul aici. Greuceanu așteaptă să încarce și da acolo la blind. Shot care a intrat. Ultimul minut în care echipa adversă, de fapt ultimele două minute în care echipa adversă dorește să facă push-ul sau încearcă cel puțin să vină spre bază. Puține șanse pentru că deja în mare parte au rămas doar TD-uri, un singur heavy al lor. Din nou repoziționare pentru grill aici. Repoziționare pentru celelalte posibile ținte. Aici grila a ieșit acolo la focus și de data asta Greuceanu l-a sancționat. E5-ul continuă să rămână acolo în groapă cu one shot. Dar artileria noastră n-a reușit să-l scoată de acolo, așa că rămâne încă în viață. Acum e momentul când pe ultimul minut se va face aici push-ul. Atenție aici, Greuceanu a și schimbat muniția, s-a trecut pe heu pentru că grila își face apariția la colț. S-au dublat bine aici versiunea 5 cu grila. Din nou un push al grilei aici și direct garaj.
în același timp în care o a doua grilă deja intră și scoate versiunea 5. Versiunea 5 și neatent aici. Artileria îl vânează pe Greuceanu în continuare. Încă un shot aici bine plasat la grilă. I-a dat direct șeptari, 7-7-7. Și astfel meciul se încheie, 8000 și ceva de meci pentru Greuceanu, 5 kill-uri, un meci foarte frumos. Încă o dată, la mulți ani, Greuceanu!